Bună seara, doamnelor și domnilor, invitatul nostru de astăzi este președintele Asociației Unirea ODIP, domnul Vlad Bilețchi. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, domnule Gonță, și să ne fie de bine în acest nou an 2024. Să dea Domnul. Apropo de Dumnezeu, vinerea următoare, 19 ianuarie, avem Bobotează. Eu știu că dumneavoastră sunteți un om religios, în fiecare weekend vă văd la biserică, cel puțin văd poze pe rețelele de socializare că plasați. Vă veți cufunda în apa rece a unui lac, iaz, lac, nu știu, cu această ocazie. Știm că la noi unele persoane publice obișnuie să facă asta. Poate și dumneavoastră, poate nu. Știți, este o diferență foarte mare între cei care fac asta pentru a proslăvi biserica și credința și pentru a se proslăvi pe sine. Iată, la noi se face această confuzie. Deci, dacă publici pe internet fotografii că mergi la biserică, înseamnă că ești ca dodon, înseamnă că vrei să te folosești de biserică, stați tot păcatele, furăciunile și așa mai departe. De asemenea, narativ a fost creat de către așa zișii noștri proeuropeni, care sunt experți în război hibrid, în Federația Rusă, agența Kremlinului și așa mai departe. Adevărul este că eu nu am furat miliarde, nu am ce păcate să-mi astup și am considerat de cuvință ca pe lângă tot acest tumult informațional pe care îl vedem în spațiu online, să se mai vadă și ceva legat de credință. Să se vadă și faptul că sunt și tineri care sunt credincioși, care respectă valorile naționale, creștine, pentru care aceste lucruri contează. Asta fac eu. Eu nu cred că cumva fotografiile mele sau altor, pentru că noi suntem foarte mulți, apropo, deja devine, dacă observați, un trend, să spunem așa, devine la modă și destul de ok, în regulă, să publice astfel de fotografii. Am văzut că și Dragoș Galbur a mai publicat, am văzut că și de la Bălț, îmi sare numele acum, fostul consilier municipal din Bălț, Sergiu Burlacu, da, mulțumesc, și mulți alți tineri. Și doamna Maia Sandu recent s-a afirmat într-o biserică. Iată, la Maia Sandu acest lucru este bizar pentru că nu este propriu. Această mișcare a dumneiei cu biserica vine în contrasens cu tot ce a declarat până acum, ori în retorica dumneiei și a partidului pe care l-a condus și îl conduce în continuare. Biserica mereu a fost văzută ca și cum, ai, 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 biserica s-a implicat în politică și l-a ajutat pe Igor Dodon, cum așa, iată, biserica noastră face politică și Dodon se folosește de biserică. După care vedem că Maia Sandu de asemenea se filmează cu preoți și se filmează în biserică. De ce nu s-a filmat până acum? Pentru că vin alegerile și pentru că dumneavoastră conștientizează foarte clar că Republica Moldova sunt foarte mulți credincioși. Asta și-a fost, de fapt, dilema mea aici, deja nu doar ca simplu om, dar și ca politician. Noi avem credincioși în Republica Moldova, da, foarte mulți. Dar în afară de Dodon, cine mai vorbește despre acest subiect? Pe dreapta, așa, asumă cineva credința? Nu, că înțelegeți că europenii, că acolo cineva superi, că ei nu presc cu credința, că încolo încoace. Dar cine a spus că europenii nu sunt credința? Poate cu o parte, un curent din ceea ce vedem noi în Europa. Și noi o să vedem îndată cum acest curent, lent, lent, va pica. Vin alegerile europarlamentare, lucrurile se vor schimba foarte mult și cred că poate că acest lucru e legat nu doar de alegerile prezidențiale pentru Maia Sandu, poate că dumneavoastră vede și în perspectivă, de pe acum, dându-le mesaj celor suveraniști și independenți din sânul Uniunii Europene care vor lua întâietatea la aceste alegeri, că eu pot și așa, eu pot să fiu și cu biserica. Apropo, pentru doamna Maia Sandu și de la PAS, biserica și politica au fost mereu strâns legate. Primele fonduri de pensie au fost făcute de către biserică, primele impozite au fost percepute de către biserică, primele școli au fost instituite de către biserică. De asta, tu nu deveneai rege până când nu erai miruit și binecuvântat de către biserică. Așa că pentru cei care repetă ca papagali, că biserica și politica trebuie să fie două lucruri separate, asta e prostie. Politicienii fără credință, Doamne ferește, dacă nici măcar Dumnezeu nu suntem, de procurori e clar că nu suntem, râd când aud de procurori. Dacă nici măcar frică de Dumnezeu nu vor avea, noi suntem pierduți, domnul Gonța. Domnul Bilesc, eu v-am întrebat simplu. Vă veți cufunda în apa rece unui lac, iaz sau râu, dar noi am ajuns la Maia Sandu. Dumneavoastră, ca om de presă, știți foarte bine că jurnaliștii întreabă una, politicienii răspund alta. Just, just. N-ați de ce să încă, că nu știți. O să vedem. E o chestiune deja, cum să spun, în care trebuie să mergem cu familia, cu toți împreună. Uh-huh. Încercăm să mergem la biserică toți împreună, împreună cu cel mic, și trebuie să vedem cum anume se va încadra în activitățile de familie. Dar o să încercăm, da, neapărat să ajungem. Nu o să filmăm și nu o să publicăm aceste chestiuni. Și acum să trecem la banalități. Eu recunosc, prima mea întrebare, care este știre, de fapt, eu nu știu cum să vă pun. Eu am vorbit astăzi cu unul dintre cei mai buni prieteni mei și spuneam, mă credeți că eu nu știu cum să-l întreb pe invitatul de azi întrebarea respectivă. Deci a venit un comunicat de presă de la președinții, în care suntem anunțați... Că Gheorghe Gonță este agentul Kremlin. Nu. Deci codul electoral, partea care ține de prezidențiale,
care a fost modificat de 3 ori, ultima dată în ultimele zile ale lui decembrie, din nou va fi modificată. Pentru că doamna Maia Sandu nu este de acord cu ceea ce a votat PAS-ul în Parlament. Și a remis Parlamentului spre reexaminare. Ea cere ca în noua modificare, a noii modificări modificate, alegerile să aibă loc la 2 luni de la expirarea mandatului. Mandatul expiră pe 24 decembrie 2024, deci 24 ianuarie, 24 februarie. Noi, la finele anului trecut, cu dumneavoastră, știam că doamna președinte cere referendum. Imediat, PAS-ul a modificat legislația țării astfel încât asta să se permită prezidențialele și referendum în aceeași zi. Și noi cu toții am înțeles că la toamna anului 2024 vom avea prezidențiale și parlamentare. Azi avem comunicatul de la președinție, unii cere ca alegerile să aibă loc după 2 luni de la expirarea mandatului. Când vor avea loc alegerile prezidențiale și când va avea loc referendumul, dacă poate dumneavoastră pricepeți sau poate ați vorbit cu niște prieteni, poate aveți sursă în PAS care știu și ei sau nici cei din PAS nu știu și află din comunicate de presă. Poate ajutăm noi să afle azi aici ce se întâmplă. De asta vă spuneam că e complicat. Adevărul este că dacă s-ar putea, în general n-ar avea loc aceste alegeri prezidențiale. Dacă ar putea, ei ar depune de mers cereri, nu că peste 2 luni, dar peste vreo 20 de ani, așa, 30 de ani, dacă s-ar putea. Acum, dacă să vorbim serios, la modul concret, ei înțeleg foarte clar că zarurile și lucrurile stau destul de trist pentru ei. Da, ei încearcă să simuleze percepția publică pozitivă pe Facebook, conturi false, troli, like-uri, toate aceste chestiuni și așa mai departe, dar noi vedem cu dumneavoastră realitatea. Nu doar cei ce vorbim noi aici în platou, deodată noi o să ieșim acum afară și să întrebăm orice om pe stradă și o să stăm de vorbă cu el și o să ne spună că nu stau lucrurile chiar atât de roz și nu toți cei care spun despre probleme sunt agenții criminalului, sunt coloana 5-a și cu părere de rău, cei care chiar sunt coloana 5-a acum sunt foarte bucuroși pentru că nu-ți mai dai seama care este pe bune și care nu. Adică ei au terferit această noțiune. Dar revenind. Doamna Maia Sandu înțelege foarte clar că în mod standard și obișnuit, democratic, ei nu pot să câștige alegerile nici prezidențiale, nici parlamentare. De asta ei încearcă să scurteze distanța de timp, pentru că în 2025, cum ați spus dumneavoastră în februarie, da, în iulie expiră mandatul Parlamentului și ar fi foarte bine că ele se vină una după alta. Adică să fie votul decisiv, istoric, domnule, acum ori niciodată, că am mai folosit acest slogan, acum ori niciodată. Deci, totul sau nimic. Mai cu seamă că le-ar mai trebui și niște timp ca să mai tragă puțin, să aibă puțin răgaz, ori în iunie, iulie, anul viitor se va schimba totalmente componența Uniunii Europene. Tot ce am văzut noi până acum la Chișinău nu va mai conta deloc, pentru că la nivel de ideologie, doctrinar, esența, chintesența Uniunii Europene se va schimba, la putere vor veni nu forțele globaliste, nu forțele care joacă pe sub masă și care fac aranjamente ciudate pentru popoarele statelor europene și care acum vedeți că duc la proteste. Nu ca la noi, în care sunt foarte cuminți și partneri. Acolo unde se tăbărăște, unde se dă pe jos, unde există altercații cu poliția, unde există cu adevărat, să spunem așa, o situație incendiară. Iată, toate aceste chestiuni relevă faptul că Europa fierbe. Întrebarea este când va sări capacul? Capacul va sări în luna iunie, iulie, anul viitor. Dacă alegerile anul ăsta, pardon, eu sunt încă cu gândul, spuneam acest lucru încă de anul trecut. Da. S-ar putea ca Maia Sandu să nu reușească să se reorienteze. Atunci, dacă va mai avea încă 2-3 luni de zile, acest lucru va fi foarte bun. Va fi după alegeri, va fi mai aproape de alegerile parlamentare, ori, haideți să ne amintim foarte clar, Maia Sandu a făcut transfer de imagini, PAS-ului. Iar astăzi, Maia Sandu nu este PAS și PAS nu este Maia Sandu. Păi stați puțin, nu era echipa Maia Sandu, nu erau filtrele dumneiei de integritate și meritocrație. Asta e exact în ordine de idei de ce dumneiei respinge legea și spune că eu nu sunt de acord. Deci acum o să vedem foarte des contradicții între ei, că eu nu sunt de acord, că am altă opinie, că eu sunt eu, dar voi sunteți voi. Asta nu eu, asta parlamentul, asta nu eu, asta guvernul, tot felul de ping-ponguri de genul ăsta, care au misiunea să simuleze, de fapt, ca și cum ar fi 2 poluri separate. Adevărul simulare este efectivă, da. Simulare efectivă. Adevărul este că ei sunt un tot întreg și acest lucru relevă încă o dată. Deci cei ce trebuie să înțeleagă moldoveanul de rând este faptul că dacă capul partidului nu se înțelege cu mâinile și cu picioarele partidului, imaginați-vă ce ar fi făcut ei într-o alianță de guvernare în care trebuiau să negocieze. Vă imaginați ce fel de comunicare defectuoasă au ei pe interior
dacă Parlamentul ia o decizie și președintele tot al lor, din același partid, din aceeași forță politică, cu aceeași idee, deci totul ei sunt practic mama și cu tata, sau fratele cu sora. Ei nu se înțeleg între ei. Vă dați seama despre ce vorbim noi? Despre ce fel de comunicare pe interior, despre ce fel de sinergie națională în care noi toți ne-am strâns în jurul parcursului european și iată noi am pus umărul și efortul. O să vedem foarte multe scamatorii politice. Noi deja am văzut această scamatorie cu referendumul. Eu cred că este cea mai proastă idee. Asta era următoarea mea întrebare, ce credeți despre asta? Este cea mai proastă idee de a organiza acum un referendum. În primul rând, ideea referendumului pe subiectul european a fost mereu sugerată de către Dodon și forțele proruse. Noastră, ca om din presă, vă amintiți cine mereu spunea că aceste decizii importante trebuie să le ia poporul la referendum. Și hop, cu această idee vin pro-europeni. Deci, în mediul unionist, dacă tu propui referendum, tu automat ești etichetat ca omul rușilor. De ce? Pentru că mereu rușii au fost cei care unirea s-o hotărăsc cu oamenii la referendum, fiind convinși că această idee va ieșua. Acum, exact pe același lucru dacă faci pe partea pro-europeană, totul este în regulă. Dublu standarde, dublu valori. Doi, ei mereu spun că asta este o practică europeană, că este normal, că este firesc, așa au făcut și alte state europene. Da, fraților, e adevărat, doar că ei au făcut după negocieri. Deci noi mai întâi trebuie să mergem, să negociem. A negocia, știți ce înseamnă negocia, domnul Gonța? Dumneavoastră știți. Iată, cei din PAS mă tin că nu știu. Ei vor spune da, dar ce e? Și așa e tot da. Dar asta cum? Da, ori noi o să semnăm în alb. Noi suntem de acord cu orice. Noi vrem bani. Noi nu vrem valori europene. Asta, de fapt, este mesajul care vine guvernul de la Chișinău. Guvernanții de la Chișinău nu vor valori europene, pentru că ei nu respectă democrația, ei nu respectă pluripartidismul, ei nu respectă prezumția nevinovăției, ei nu respectă dezbaterile, ei nu respectă aceste chestiuni. Ei toate le-au călcat în picioare. Au scos parte din afara legii, au închis televiziuni, persecută pe cei care au altă opinie și pe care îi critică, cine nu este cu noi este împotriva noastră, cultul personalității, Maia Sfan este idolul nostru, icoana vieții noastre, cum a spus unul dintre sunătorii ei, striga la megafon chestia asta. Deci, fraților, asta nu este integrare europeană. Lor le trebuie doar bani. Atât e tot. Și dacă pică referendum? Și atunci, acest referendum este o șmecherie, este o chichiță inventată, pentru că ei înțeleg foarte clar că la ora actuală percepția publică sau numărul oamenilor care vor în Europa este mai mare decât numărul oamenilor care o plac pe Maia Sandu. Atunci încearcă să facă această asociere. Maia Sandu înseamnă UE, UE înseamnă Maia Sandu. Prescurtați, primește un cuvânt unul, eu n-am să-l spun pentru cei care... Gavrilești partea, подразумеваешь Ленин, подразумеваешь партия. Foarte corect. De exact aceasta este ideea. Deci ei se vor folosi de cele mai sfinte lucruri, de cele mai sincere năzuințe ale moldovenilor pentru a-și trage foloase politice. Deci ei vor să inducă în creierul moldovenilor faptul că doar Maia Sandu, exclusiv numai ea, la ea se naște Uniunea Europeană și la ea moare Uniunea Europeană. Nu poate să existe alt politician care poate negocia, care ne poate duce, care poate să aducă Republica Moldova în Uniunea Europeană. Acest lucru este foarte grav, avem de-a face cu privatizarea acestei idei. Este mai toxic decât a făcut Plahotniuc, mai toxic decât a făcut Filat, mai toxic decât au făcut toți politicienii de până acum. Așa ceva n-a mai fost. Și ce să fac oamenii care susțin sincer valorile și dorința de a ne integra în Uniunea Europeană, dar nu vor să fie lăsați, nu vor să fie manipulați de către guvernare? Iată, aici este succesul guvernării, pentru că ei, la ora actuală, domină subiectul public. Ei au aruncat mingea și acum clarificați. Am dat o cană de apă fierbinte, unii s-o pun. Foarte șmecheră abordare. Deci, acum noi, noi pro-europeni, trebuie să ne gândim ce să facem și cum să facem ca să nu sabotăm ideea europeană. Deci, ei ne pun pe noi în situație. O să fie în felul următor. PAS și Maia Sandu vă spune în felul următor. Dacă nu susțineți referendumul, să nu sunteți anti-europeni. Dar dacă susțineți referendumul, automat faceți jocul nostru. Iată așa frumos au imediat ei și o să facă ha. Mulțumim frumos. Pentru că spunând că noi susținem parcursul european, practic spunem că susținem ce? Corect, lozincile lor politice. Ce înseamnă astăzi PAS? Echipa Europa, Revelion European, Guvern European, Reforme Europene, Parcurs European, totul este european. Masa europeană, scaunul european, Recean european, Gavrilița, toți sunt europeni. Absolut. Deci au aplicat această etichetă peste tot și mă bucur că nu doar eu așa gândesc. Emisiunea dumneavoastră, domnul Gonță, este ca o oază, așa, ca o insulă de libertate de gândire în care eu văd că vine domnul Ostalep, doamna Ciobotaru, domnul Ciocan și mulți alții care mă regăsesc în ceea ce spun ei și observ că noi punem aceleași diagnoze. Deși televiziuni de propagandă nu mai sunt, înseamnă că nu mai suntem manipulați. De sănătatea noastră psihică au grijă deja guvernanței
Și atunci ne dăm seama că noi totuși suntem pe o frecvență, pe o lungime de undă, deși nu ne cunoaștem, deși putem să fim pe baricade diferite, din medii diferite, noi gândim la fel. Și acest lucru este periculos pentru guvernarea PAS. Dar dacă preluăm... Într-un anumit moment, noi o să începem să ne cristalizăm. Ceea ce deja a început să se întâmple. Chiar dacă suntem diferiți, certați, dușmănoși, noi lent ne adunăm ca picăturile de mercur, la fel ca roua pe petale, pentru a da o lovitură de grație acestei guvernări. Ea trebuie să plece, urgent. Eu cred că dacă PAS nu pleacă acum, dacă ei mai câștigă un mandat prezidențial și parlamentar, e dezastru. Din Republica Moldova, din democrație, nu mai rămâne absolut nimic. Rămânând la referendum, dar dacă preluăm sloganul care a fost difuzat câteva secunde într-un oraș din Statele Unite, pe Wall Street, nu știu, nu mi-aduc aminte exact, sper că nu e fake. În fine, dacă preluăm sloganul în UE, dar fără Maia Sandu și PAS, ar merge? Sigur. Da? Păi de ce? Integrarea în Uniunea Europeană a apărut odată cu Maia Sandu? Nu știu, întreb și eu, pentru cei care simt așa. Va fi destul de dificil. Credeți-mă, haideți sincer, noi doar ne dăm seama foarte clar care e scopul acestui referendum, de ce PAS să-l face acum. Nu le trebuie lor să vadă care este opinia publică o mie de ani. Pentru ce să vezi? Ce-s cu experimentele astea sociale și pe banii poporului în momentul în care noi trăim foarte prost și nu ne ajung bani de facturi la gază și la lumină? Despre ce vorbim? Ați câștigat alegerile 4 ani. Nu, gata, cine are întrebări față de aceste chestiuni? Pune cineva sub semnul întrebării legitimitatea sau legalitatea exercitării puterii? Nu. Mandatul e 4 ani. Fiți sănătoși. Așteptăm viitoarele legeri și o să vedem ce o să spună lumea. Alegerile vor fi acel barometru al opiniei publici. Dar dacă vrei să faci referendum, mai întâi negociezi, vii cu condițiile de aderare și spui, oameni buni, dacă noi am negociat, iată ce vor ei, iată ce vrem noi, iată care sunt condițiile, acum spuneți-mi, sunteți de acord cu asta sau nu? Iată, așa au făcut domnule Gonța, statele membre astăzi ale Uniunii Europene, după negociere, nu până la negociere. Asta e ceea ce nu spun cei din PAS. Pentru că ei mereu vorbesc cu jumătăți de măsură. Ei spun lucruri adevărate, dar pe jumătate. Ei spun că e cam, e rău ușa asta, că nu lucrează. Numai că mai întâi de toate am dat eu un picior în ea și s-a stricat. Dar ușa e de vină, că ea nu lucrează, ea trebuia să se închidă. Deci asta e adevărul. Mai întâi negociem, mai întâi vedem care sunt condițiile, după care întrebăm moldovenii. Dragi moldoveni, dar voi cu așa ceva sunteți de acord sau nu sunteți de acord? Azi eu spun că sunt de acord cu ce? Cu ce? Cu Uniunea Europeană? Cu valorile Uniunii Europene? Cu ce mai concret? Să continuăm mai departe? Ok, haideți teoretic să spunem că moldovenii spun nu. Ce o să facă Maia Sandu? Asta au spus-o și deputații din primul parlament. Poate și ei sunt agenții Kremlinului. Ei au spus că există un risc enorm ca acest referendum să eșueze. Nu pentru că oamenii ar fi împotriva integrării europene, ci pentru că umbra actualei guvernări ar putea să aducă atâta de serviciu integrării europene, încât oamenii din supărare, din vremuri bune pe care le trăiesc, spună, da, duceți-vă voi cu tot cu integrarea voastră europeană. Și atunci este un clopoțel pentru cei veritabili pro-europeni care cu adevărat spun în felul următor, dacă eu ajut integrarea europeană, eu mă implic, dacă eu îi dăunez, eu mă dau la o parte, ca să nu dăunez, ca să nu fac mai rău. Dacă tu cu adevărat ești pro-european și îți dorești, dacă pui scopul mai presus decât propria persoană, ori la Maia Sandu, noi vedem exact invers. Ca să ajungă din nou ea președinte, ea va merge și cu referendumul la pachet, că dacă vreți să nu e, cu mine trebuie să mergeți. Că dacă nu, atunci nu. Și o să vedem și fotografii cu copii. Deci înainte de asta spunea că, vai, Dodon e atât de rău. Se fotografiază cu copii, doar că el facea poză cu copiii lui, personal. Doamna Maia Sandu face fotografii și video cu copii străini. Cu familia, cum ei gătesc, da, la bucătărie, că ai gospodină. Că ai... Înțelegi, este niște chestiuni propagandistice foarte finuță. Gospodina, femeia, mama, credincioasă, astea sunt punctele care ea deloc nu le întrunește. Absolut deloc, îi sunt străini, ea este din altă tagmă. Iubitoare de animale. Iubitoare de animale, dar cu compasiune, cu milă, cu așa și mai departe. Icoana vieții noastre. Deci, așa. Cel mai grav lucru este că la noi actualmente nu mai sunt politicieni veritabili, nu mai spun ce aici cred. Ei sunt plămădiți, sunt chipuri din ceară, din plastilină, din lut, care sunt plămădiți așa cum trebuie să arate conform studiilor, statisticilor, sondajelor. Ei nu mai sunt veritabili, ei nu spun ce aici sunt, ei nu spun ce aici cred. Noi ne îndrăgostim în niște fotografii, neștiind de fapt cum sunt acești oameni pe interior. Dar cum e Maia Sandu? Dar îi place să bei sau nu? Dar cum își iubește să treacă seara? Dar ce cărți citește Maia Sandu? E ca pe bune, cum este ea ca persoană? Ca femeie, ca om, cum este ea? Nimeni nu știe. Nimeni. Idei nu avem. Se caută un negociator șef pentru Moldova. Sunt mai multe candidaturi în spațiu public, cei de la guvernare că nu au anunțat cine va negocia pentru Moldova sau cine va fi negociatorul șef.
Dar se presupune că va fi domnul Nicolae Popescu, actual ministru al afacerilor externe și integrării europene, mai ales că a fost decorat cu cea mai mare distinție a statului nostru de către doamna președinte, Ordinul Republicii, pentru că, spune doamna Maia Sandu, acesta a înregistrat mari succese în procesul nostru de obținere a statutului de țară candidat și de inițierea negocierilor de aderare. Domnul Nicolae, sau Nicu, știu cum buletinul Nicolae Popescu, ar fi un bun negociator șef? O întrebare perfectă, domnule Gonța, dar atât de complexă încât nu știu cum să le înglobez pe toate scurt și laconic. 1. Eu cred că Nicu Popescu va pleca din funcție atunci când deja se dau merite, premii și tot soiul de regale de genul ăsta. Asta e cumva o pregătire a unei plecări pe cal. Nicu Popescu este prea deștept ca să plece atunci când guvernarea PAS va ieșua. El pleacă acum într-un moment de glorie. Dom'le, noi am deschis negocierile, avem acorduri, am făcut summit-ul, avem 100 de fotografii pe care le putem arăta până la stră-stră-stră-nepoți când am fost băieți bravo și am fost în miezul, da, în crema societății, ajunge. Deci dumnealui este suficient de pragmatic încât știi când el trebuie să iasă de pe scenă. Nu cred că dumnealui va fi șeful negociator. Asta, de fapt, și mai puțin contează. Contează faptul că noi până acum nu avem un șef negociator. Noi trebuia deja să fim pregătiți. În secunda 2, când ei au spus că încep negocierile, noi deja trebuia să avem gata, pregătit tot. Așa fac oamenii care își doresc ceva cu adevărat. Așa fac oamenii care spun că noi nu avem... Nu vrem să mai numărăm zilele, numărăm secundele, minutele ca să ajungem mai repede la următoarea etapă. Pentru că așa nu ne se povestește la televizor. Cum noi stăm și ne gândim, dar oare cine o să fie negociator? Vă dați seama ce sinergie, da? ce val național avem noi de integrare. Pentru că noi toți stăm să ne întrebăm, dar oare cine o să meargă din partea țării să discute cu europenii despre noi? Deci asta este starea de spirit a moldovenilor. Noi am văzut foarte clar și meeting-ul acesta cu multe bravade în fața președinției, la care au participat vreo 200 de oameni, în care 100 erau membri de partid, care a fost filmat din toate părțile de toți activiștii liberi și independenți în frunte cu Maria Olar, Dudcovici, Andoni și tot așa mai departe. Toți cei pe care îi vedem plini pe internet că dau dovadă de cea mai înaltă cultură în exprimare, în diligență, în abordare, în valori europene, în principii, în limbaj și așa mai departe. Deci, 100 de oameni sau 200 cât au fost acolo? 300 de oameni au fost. Asta a fost marea feierie și bucurie, festivitate și așa mai departe. Revenind, Nicu Popescu. Eu atunci când îl criticam și filmam clipuri video spunând că ceea ce a spus el despre Transnistria nu este întâmplător, nu poți să fii din Republica Moldova. Acum câțiva ani? Acum câțiva ani, da. Despre faptul că ar fi fost război civil, că moldovenii au luptat cu moldoveni și armata a 14 a Federației Ruse în frunte cu Alexander Lebed a intervenit și a pus capăt acelui război civil și mai departe. Asta n-a fost o gafă și iată că astăzi, de fapt, ieri, s-a confirmat acest lucru. În cadrul unei emisiuni la Rezumat, în care a participat Tudor Ulianovski, am văzut foarte clar că a făcut trimitere la teza de doctor, da, domnului Popescu, după care am văzut că a apărut pe Telegram mai multe grupuri. Eu la fel urmăresc și noastră ziua al lui Nicolae Federiuc și am văzut foarte clar aceste pasaje, aceste secvență în care practic s-a confirmat ceea ce am spus și am râs în hohote. Pentru că atunci mi-au sărit în cap, domnule, a fost o simplă gafă, dar voi și nu greșiți, voi sunteți fără de... să arunce cu piatra cel care e fără de păcat și mai departe. Noi am văzut foarte clar că omul nu doar a greșit în exprimare, a confundat cuvintele, a vrut să spună apă și a spus ulei. Da? Nu. Omul a scris în teza lui de doctor, care este o lucrare științifică de valoare înaltă, deci dumnealui a scris că, da, iată, autoritățile moldovenești au atacat, atenție, autoritățile transnistrene. Pe bune? În 92 ne-am atacat autorități transnistrene? Asta eu cred că ar trebui să o spun în fața veteranilor războiului, care în Republica Moldova, apropo, dumnealui încalcă legea aici, doar că nu o să-l tragă nimeni la răspundere, noi avem o denumire oficială acestui război. Războiul pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Așa se numește oficial războiul de 92. Nu se numește noi am atacat autoritățile din Transnistria. Au purtat un conflict militar și conflictul a fost stopat de armata a 14-a Federației Ruse. Dacă o să priviți până și aici, spun canalele propagandistice, că eu le mai urmăresc din când în când pe YouTube, acolo spune foarte clar că asta a fost intervenția lui Lebed pentru a putea controla regiunea. Asta spun ei.
deși de la Moscova veneau, cum îi spune, indicații contradictorii, el și-a asumat să bombardeze câteva raioane din Moldova, să intervină prompt de partea transnistrenilor, pentru că acolo să păstreze voința cetățenilor și așa mai departe. Genocid al populației și tot așa mai departe, fascism, toate aceste chestiuni care le povesteau ei atunci când interveneau împotriva Republicii Moldova. Armata 14 nu a împușcat și unul nici în altul, spus, gata, v-ați liniștit. Nu. Armata 14 de rând cu separatiștii transnistreni înaintau pe pod spre direcția Chișinău. Și asta spunea Lebed. Если нужно, я буду завтракать или ужинать в Кишиневе, а потом в Бухаресте. N-a fost așa ceva, că, tipă, Тираспол, v-ați liniștit, Кишинев, când îți dau palmă. Nu, băieți. Deci, ceea ce spune domnul Popescu contravine logicii și integrării europene. Și eu stau și mă întreb, unde sunt atunci ai noștri pro-europeni? Ori dacă mergem mai departe, scuze domnul Gonță, noi mai avem asemenea oameni în pas. Nicolae, cum îi spune Popescu, nu este unicul. Doamna Natalia Davidovici face parte din cei oamenii de presă care au spus că în 1918 România ne-a ocupat pe noi. Iar armata sovietică ne-a eliberat. Ăștia sunt oameni care astăzi fac parte din arcul guvernamental al Republicii Moldova și care ne povestesc nouă, inclusiv mie, că ei sunt europeni, iar noi suntem oamenii rușilor, agenții ai Kremlinului. Fraților, noi o să mai eu sper că o să mai abordăm acest subiect, pentru că am urmărit și emisiunea de TV8 cu Întreabă Ghețu, unde domnul Oazu Nantoi a vorbit despre Transnistria și a exprimat și punctul de vedere personal și punctul de vedere al guvernului. Deci este deosebit de grav. Eu mi-amintesc ce a spus Radu Marian la Jurnal TV, la domnul Mișin. Este deosebit de grav. Ei nu și-au asumat să facă blocada Transnistriei, ei nu și-au asumat să blocheze cetățenii de acolo. Și eu fac legătura, cuvântul blocadă, fac legătura cu vizita lui Cozac la Chișinău, când el iese din președinția Mai Sandu, spun, ia Palucil garantii că blocada Pridnistrovei vine de buget. Op, s-a făcut legătura. Op, trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, vă rog, publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn Bilețchi, haideți mai departe. Nu știm că nu o să fie, vor avea loc, nu vor avea, în fine. Doamna președinte a anunțat candidează, cred că e singura persoană care a anunțat clar. Ea câștigă din primul tur sau din al doilea tur, în opinia dumneavoastră? Din primul tur, sigur, nu va câștiga. Nu pentru că nu vreau eu, dar pentru că asta este realitatea. Doi, în turul doi este un mare semn de întrebare. Depinde cine va mai participa, depinde cine va mai candida. Renata Usată este cel care a anunțat că va candida, sigur. Igor Dodon a dat de înțeles subtil. Irina Vlah, foarte și mai subtil, a dat de înțeles. Pe Facebook și pe Telegram se vorbește că ar putea candida domnul Tudor Ulianovski. Domnul Chico a fost foarte atent. Cam așa. Eu în locul lor nu m-aș grăbi să spun că ar putea să candideze. Să mai vedem dacă o spate sau nu, că poți să te trezești că te scoți din cursă, că ți-o interzis să candideze. Pentru că ești agent al Kremlinului și n-ai voie. Cum. Dacă te candidezi împotriva Mai Sandu, înseamnă că tu ești împotriva integrării europene. Bine, asta a fost o remarcă și o glumă. Eu cred că adevărații pești grei, persoanele care cu adevărat pot să constituie o problemă și un pericol pentru Mai Sandu, încă nu și-au anunțat public candidatura. Eu cred că ei înțeleg foarte clar că din secunda în care ei vor anunța sau vor scoate capul în lumina reflectoarelor, imediat vor deveni o țintă ușoară pentru toată trolimea, blogherimea, jurnalegimea și așa mai departe, galbenă a pasului. Or, eu cred că nimeni, încă mult timp după asta, nu o să mai creadă în sintagmele independent, jurnalist independent sau blogger independent sau cinstit și neafiliat politic și așa mai departe. Ori, iată, eu mut ce se întâmplă acum în primărie cu ce bani. Începând de la Călugăreanu, continuând cu tot Jurnal TV-ul, TV8 și tot blogherimea și bolocane, ca toți, Maria Olar, toți la rând. Vine... Ce-l bat, apropo? Maria Olar vine luni la primărie. Marți, Bolocan scrie postare despre dânsul. Miercuri, Călugăreanu scrie. La rând, știți, așa, parcă apasă ca niște clape la teamă. I-a câștigat alegerile, dar de ce-l bat așa tare? Frica, cum a spus și domnul Ciocan, eu subscriu perfect, frica că ar putea să candideze pentru prezidențiale. Toți cei care astăzi stau cât de cât bine în sondaje sau la ultimele alegeri sunt un pericol real pentru Maia Sandu. Pentru că în momentul în care PAS și Maia Sandu, hai să spunem, de PAS îl dăm la o parte, că dacă Maia Sandu pierde, PAS uitați de el. PAS-ul fără Maia Sandu este exact ca dopul de la sticlă fără sticlă. Nu ne mai trebuiește. N-avem nevoie de ei. Adică dacă mâine Ion Ceban face o conferință de presă... Dacă Maia Sandu câștigă, nu o să mai spună că PAS-ul e PAS și Maia. Eu spună că trebuie să ne în parcursul european, asta este echipa mea și votați echipa Maia Sandu. Cam așa o să fie.
Dacă mâine Ion Ceban organizează o conferință de presă și pe masă își pune Constituția, Coranul, Biblia, alte cărți religioase și importante și fiecare dintre ele jură că eu nu candidez la prezidențiale, în opinia dumneavoastră, începând cu secunda numărul 2, problemele lui, atacurile s-au încheiat. Absolut. Doamna Zinaida, consilieră municipală din Chișinău, care filma videoclipuri cu multă dragoste și patimă față de asistenți sociali în jurul unui local din Chișinău, cred că din local se vede mai bine cât de greu le vine asistenților sociali, a spus foarte clar, el deja se vede primar. El deja se vede președinte. Dar noi l-am ales că el să fie primar, primar să fie. Cum l-ați ales dacă vă spuneți că e omul rușilor și nu trebuie să-l votăm? Haideți să fim serioși. Domnul Gonța, mai deschid o paranteză, mie îmi place nu să spun așa pe de drept, ca pentru cei care mai greu ajunge. Băi, oameni buni, ambasadorul SUA aprinde lumânările pe candela evreiască împreună cu Ceban. Voi credeți că Ceban, dacă ar mai fost omul rușilor, mai stădea lângă dânsul ambasadorul SUA atât de des, atât de... și la brad cu familia, și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Voi credeți că România, PSD-ul și care mai sunt, ar fi stat lângă Ceban atâta dacă mai era încă conectat la Moscova? Da, el a fost cândva la Moscova conectat, dar gata, omul înțeles, cred că e gata și repede a schimbat situația. Orice, Nicu Popescu nu spune la Moscova că e război civil și acum, gata, e pro-european. Cine? Maia Sandu nu era cu Filat, poate, sau nu era în guvernul Filip, sau... Asta e politica, oameni buni. Sau în guvernare cu Dodon. Da, sau în guvernare, dar cine e? Da, Alianța Cozac, apropo, îl primea pe Cozac în taină. Pentru mine asta e pur și simplu culmea, cum oamenii uită atât de repede, asta e problema noastră națională. Păi, fraților, a venit Cozac, vicepremierul Federației Rusă, mâna dreaptă, piciorul drept și degetul mare, Vladimir Putin, în Federația Rusă. Vine în secret la Chișinău, toți stăceau, Ministerul de Externe nu spune cine îl cheamă, unde vine, care-i treaba, mașina respectivă neagră intră în curtea președinției pe lângă gard. Dumnealui stă acolo o jumătate de oră, după care iese și îl întreabă presa noastră liberă. Dar cine va chema? Capitan Obvivius, știți? Capitanul Civines, dar cine puteți mă mai cheme? Dar ce, el de capul lui a trecut de gardul președinției. După care el spune, ia palucil garantii și o blocadă Pridnistrovia ne bude. Și că noi acum vedem cum noi procurăm energie electrică din Transnistria. Domnul Radu Marian ne spune că da, noi nu ne putem permite să facem acolo genocid, să-i lăsăm pe oameni ăștia în frig și așa mai departe. După care domnul Nantoi, acum, ne spune nou că arde lumina aici. E ca banii ăștia se duc. Dar știți unde se duc ei? Drept în buzunarul regimului separatist. Și tata încheiat, asta a spus ieri în cadrul emisiunii de la TV8 Întreabă Ghețu, la care a participat și domnul Octavian Țicu și domnul liderul domnul Munteanu. Asta e opinia lui personală, nu a partidului. Dumnealui spune că guvernul nostru nu are obiective clare privind rezolvarea conflictului sau cumva acolo cu Transnistria. Eu mi-amintesc că primul discurs și mesaj a domnului Recean a fost faptul că noi venim să garantăm securitatea, stabilitatea și să rezolvăm problema transnistriană. La emisiunea Bună Seara, la Moldova 1, eu salvez aceste emisiuni, eu destul de atent urmăresc ce se vorbește. Eu nu sunt lista care să-mi povestească ni la Jurnal TV sau TV8 și să-mi schimbi creierii când pe parte, când pe alta. Când să ne arăt filme cu Putin, când să-mi spună stop război, când să-mi spună că noi sperăm ca să fie pace, sperăm să-mi spună că suntem anti-ruși. Fraților, cu mine, cu dumneavoastră, cu alți oameni, asta nu merge, pentru că noi ne informăm, noi cu asta ne ocupăm, noi nu repede am venit acasă și am privit o știre. Asta e munca noastră, fiecare își face muncă. De asta oamenii își ne urmăresc, de asta oamenii își ne apreciază, de asta oamenii își ne pun like-uri. Apropo de like-uri, acum blochează Facebook-ul, schimbă algoritmii. Dar apropo, eu voiam, nu am așa subiect în ordinea de zi, vorba aia. Eu am 137.000 de urmăritori organici. N-am plătit un ban ca să adun aceste urmăritori. Videoclipurile mele anterior luau 5, 6, 10.000 de like-uri. Acum am videoclipuri de 500 de like-uri, 600 de like-uri. Ei poate spune, nu mai plăcesc poporului. Da, nu mai plăcesc poporului. Nu. E foaie verde lobă de toată chestiunea asta. Oamenii nu primesc notificări cu postările mele. Și aceeași problemă au mulți alții. În același timp eu văd că unele postările mai Sandu au mii de like-uri, iar alte postări au 50 de like-uri. Și îmi dau întrebare, dar cum așa? Atunci eu primesc răspunsul că ei colaborează cu anumite companii care prestează servicii de cumpărare la acolo. Vezi, domnul Gonța, eu acum, în secundă, asta pot să comand pe internet, să abonează 5.000 de oameni, să uite în direct la live-ul nostru. Liber, asta spate, asta liber, scrii pe Google. Buy Facebook likes. Și poți să cumperi ca Dodon mai ieftin din India sau poți să cumperi controlele puțin mai sofisticate. Numai că atunci când a fost Dodon cu like-uri cumpărate, dacă vă amintiți din India, Doamne ferește și tam s-a făcut. A, dacă e Maia Sandu, totul este în regulă. Iată, mie asta îmi displace, mie este greață această chestiune, pentru că nu este prima dată când eu văd asta. Când nu era Dodon, noi îl numeam în tot felul, inclusiv și eu. Am spus și repet, mea culpa, nu e o greșeală și cred că e foarte bine să recunoaștem atunci când am greșit. Dodon și multe alte calificative alături de numele lui. Foarte urât. Acum, dacă spui ceva de genul ăsta despre Maia, Doamne ferește, asta e președintele Republicii Moldova. Da, atunci nu era președinte. Domnul Gonța, eu remarc și nu întâmplător subliniez aceste chestiuni, nu știu câte oară. Eu repet, pentru că la moldoveni ajunge greu. Foarte mulți oameni experți în presă, și dumneavoastră, care nu riși alții, îmi spun, nu te repeta, scurtează idei. De asta eu și încerc să vă întrerup. Dar eu repet de 1000 de ori că la noștri greu ajunge, de la mână până la gură. Eu vă demonstrez că nu
Iată dumneavoastră vorbiți, spuneați ceva mai devreme, că e periculos acum asta luns candidatura, pentru că trolimea, mulimea ar putea să te bată tare, da. Like-uri, dislike-uri, scrie. Domn Bilescu, haideți să ne uităm rezultatele alegerilor locale. Ceban Ion din Kremlinovici și alte Minovici nu a ieșit. Și-a câștigat din primul tur la o diferență de 60.000 de candidatul puternic. Pentru că avea o funcție pe care exercita și a avut niște rezultate. Ieșim din municipiul Chișinău, 300 de primării. Politicieni gen Ion Chicu, Vladimir Filat, Ion Sula, Igor Munteanu, au venit aici și au povestit Dinu Plângău. De la fiecare cât s-au fost luați. Dacă îi se crede pe ăștia. Pe care și apropo de la Aniu, despre care vorbeam eu încă din noi. Așa. Jumate din 300 de primari Pasului, jumate din 300 de primari Pasului, de fapt nu s-ai Pasul. Niciun municipiu, oraș important. Sunt șantajați, persecutați, presați, că dacă de aici întrebarea. Ce influență mai are așa puternică Facebook-ul și alte rețele de socializare, în opinia dumneavoastră, acum? Poate a avut în 2020, la prezidențial chiar a avut, și la parlamentare în 2021 anticipate. Chiar a avut. Acum... Să nu confundăm parlamentarele, prezidențiale și locale. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Tot ce ați spus dumneavoastră este valabil și este perfect adevărat. Însă, Maia Sandu încă se mai bucură de multă încredere. Pentru că ei din pentru timp ea. S-au asigurat, mi-am inteles ce spunea și domnul Vlad Culminski, că Maia, dar pasul-i pas. Această teorie n-a fost acum recent inventată. Ei din start au văzut că lucrurile merg la vale și din start au spus că dacă apare ceva întrebare, asta nu eu, adică nu Maia Sandu, asta guvernul trebuie să facă, asta e responsabilitatea Parlamentului. Cu o singură excepție, domnule Gonță, și eu nu întâmplător am să spun aici, este un singur caz când Maia Sandu și-a asumat răspunderea personală și a băgat mâna în foc să salveze colegul, este vorba despre Andrei Spânu, la TV8, la doamna Mariana Rață, dumneavoastră a spus că eu încă n-am văzut, spune dumneavoastră Maia Sandu, n-am văzut careva probe sau dovezi de faptul că dumneavoastră ar fi corupt sau ar fi ceva netransparent acolo, totul este în regulă, am văzut doar bârfe și anumite atacuri politice. Referindu-se la achiziția de gază. Eu zic să memorizăm această frază, pentru că noi am văzut cum brusc, când afară ninge și e -14, dacă zic, brusc iese din funcțiune blocul 3 de la termoelectrica. Fix acela reparat, foarte transparent. Brusc noi vedem că stațiile noastre costă mai scump decât costă în Ucraina sau în România sau în alte state europene. Deci tot unde este spânul, peste tot, sunt foarte mulți bani, proiecte de infrastructură și tot timpul e mai scump decât este în altă parte. Pentru că e război, pentru că e complicat, pentru că e criză, pentru că e inflație și așa mai departe. Explicații noi găsim o mie. Numai că, iată, banii noștri se duc apea să îmbete. Revenind, nu este vorba de locale, nu este vorba de parlamentare, este vorba despre faptul că ei vor concura cu Maia Sandu personal. Local, cine-i pas la nivel local? Ei sunt pe Facebook toți. Ei nu-s de prins, lucrează prin sate. Asta nu e platforma, da. Asta nu este, nu știu, Partidul Liberal sau Liberal Democrat, din cei care au făcut marșuri, meeting-uri, care au mers prin sate, care au dat mâna cu oameni. Filați, urca pe motocicletă, acvatică, domne, pe la, cum îți zici, salva bustul lui Grist, nu bustul, dar portretul lui Mihai Eminescu din la Cotul Mori. Erau politicieni care mergeau la firul ierbii. Ăștia sunt doar pe Facebook, doar cu declarații, doar cu zorzonieli în săli de conferință de presă. Respectiv, au fost bătuți la firul ierbii, acolo unde ceilalți au lucrat și au bătătorit, au bătut cu picioarele glodul satelor noastre și știu de a fi răpăr problemele care sunt. Credeți că ei n-au luat-o în satul în care am fost eu consilier? De ce au dat cu nasul în găurica din spate a calului? De ce? Dintr-un simplu motiv, pentru că nu cunosc deloc care e situația. Nu au avut un candidat. Deloc n-au avut candidat în sat. Adică, să fii partid de guvernare și să nu ai candidați în fiecare sat, asta e culme. Ei, dar plus 900 de primari. Ok, dar a luat-o, e oaza românismului. Este unica localitate în care se predă limba română. De ani de zile noi acolo am promovat limba română, valorile europene, dar valorile românești. Taraclia. Da, raionul Taraclia, unde sunt bulgari, chiar lângă Găgăuzia, în zona de sud, unde pasul per total în raion a luat 3%, domnul Gonț. 3% într-un raion, ne-ați vă dat seama? Acolo e roșu. Eu, ca unionist, acolo am luat 119 voturi din 300. Mai mult decât trebuie ca să devii primar. Consilier independent. N-am mai candidat. Eu mi-am dus la îndeplinire misiunea. Acum să vedem ce o să facă ceilalți. Vedeți că eu nici meeting-uri unioniste nu mai fac. Cum îi lăsăm pe alții? Tutcovici, Andone, le fac publicitate, le dau. Le arunc minge la fileu. Să mai intre lumea să vadă ce mai spun și ei. Să-i bag o lecuță în seamă. Deci asta eu am stai la montare fragmentul ăsta. Glumesc. Deci, ideea este simplă. Iată cine astăzi conduce segmentul unionist. Și mă întreabă pe mine unioniștii pe stradă. Domnul Bilescu sau Vlad. Unde sunt meeting-urile? Unde sunt marșurile? Că asta vă întreb și eu.
Unde sunt meeting-urile? Unde sunt marșurile? Unde sunt campaniile de informare unioniste? Unde sunt pleantele, corturile? Unde este reparația cimitirului rolul, școala din Alatul? Unde e verba asta unionistă? Noi. Nu, deși ați ales alți lideri, poftim. Pentru că noi am mers înainte consecvent, noi am muncit de-a fir apăr, la firul ierbii, am mers din casă în casă, ani de zile, dacă se înțelege, eram în copilaș încă. Tineriel, mă uit uneori la față, zic, Doamne, atât de mult timp a trecut de atunci, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, anul centenar, și după asta am mers mai departe. Consecvent, am participat și la protestele care făceau și ei și am spus că da, noi susținem dezoligarhizarea. Am dormit și noi în corturi, deși pe urmă Marian Raț încerca să spună că n-am dormit și n-am făcut noi. Și eram din potrivă, eram oamenii lui Plahotniuc și se contrazicea, era tam. Ea punea întrebări despre cine cu cine doarme? Nu, dumneavoastră spunea, încerca să insinueze faptul că eu nu aș fi protestat și unioniștii nu ar fi protestat împotriva regimului Plahotniuc. Și atunci când am venit în platoul dumneavoastră cu fotografiile de la fața locului, cu mine și cu colegii mei la corturi, alături de Vandrei Năstase și toate corturile respective, în fața președinței, în fața Parlamentului, la sediul PD-ului, când era evident, ne e negat evident și a spus că nu m-ați convins. Nu, ok, în nu. Fine, așa, ideea, ultima întrebare. Unde este azi mișcarea unionistă, domnul Gonț? Permiteți-mi să dau această întrebare retoric, pentru că o să uite și mulți unioniști la noi. Pentru mine asta contează. Eu știu că acum unioniștii sunt 1-3%, deja s-a absorbit sub PAS, gata. PAS-ul deja devine marginal de dreapta, ei nu mai sunt de cei care vorbim și despre limba găgăuzească, despre limba rusească, și felicităm găgăuzii cu Hederlez, și ce numai nu zicem și spunem că noi vom fi buni și cu estul și cu vestul și vom colabora cu Rusia pentru preț la gaz mai mic. Gata, uitați de asta. S-a schimbat retorica, dar asta nu e trădare, asta tot e ok, asta e normal. Dacă eu schimbam retorica, era să fiu trădător Iuda Iuri Roșca II, dacă ei schimbă retorica, este în regulă, așa? Ei acum sunt mai că nu unioniști. Sunt cei mai mari antiruși, numai că nu-și asumă unirea, asta e problema. Ei vor să convingă unioniștii să-i voteze doar pentru faptul că sunt antiruși. Dacă ați fi unionist, trebuie să fii și în primul rând trebuie să fii pro-român, nu antirus. Păi o e sau unire totuși? Eu sunt pentru unire. Nu, eu asta știu. Și consider că este cea mai rapidă cale, cea mai sigură, ori integrarea în Uniunea Europeană nu ne garantează nouă securitate. Asta e principala problemă. Bunăstare, da, dar securitate nu. Tancurile lui Putin se opresc doar în fața altor tancuri. În fața banilor nu, după cum se vede. Adică Europa, Uniunea Europeană, este o uniune economică, socială, politică, de altă natură. Uniune militară, care ne poate garanta siguranța că nu o să ne împuște, nu o să ne taie, nu o să ne ocupe, nu o să arunce rachete peste noi, este NATO. Alianța Nord-Atlantică, care prevede faptul că dacă ataci un stat membru NATO, este echivalent, ca și cum ai declara război, întregului bloc militar NATO. Rușii fac alergii când aud de NATO. Asta e pretextul pentru care cei că ei au atacat Ucraina, nu? De ce spun pretext? Pentru că Finlanda a intrat în NATO exact în toiul războiului Rusiei cu NATO. Rusiei, pardon, cu Ucraina. De fapt, Rusiei cu NATO, că acolo cum NATO acordă toate ajutoarele militare respective. Dacă era unul la unul, cât că era clar de start ce avea să se întâmple. Deci da. Este un pretext pentru că dacă pe rușă real avea să-i deranjeze expansiunea NATO, atunci trebuiau să declară război și Finlandei, cei ce n-au făcut. Deci adevărul este că la mijloc sunt interese mult mai mari, iar ai noștri pur și simplu profită. Dacă mâine se termină războiul, teoretic, dacă mâine Biden sau mai degrabă deja Trump bate palma cu Putin, spune gata, punem punct, tragem linie, ne liniștim, ne răcorim și revenim la acest subiect să vedem cum tratăm problema. PAS rămâne fără subiect. Vremurile bune sunt gata. Ce a spus domnul Nantoi? Vremurile bune când analizele la mine sunt bune. Asta a spus dumnealui în platou la TV8, la emisiune. Adânsul, vremuri bune, asta e un slogan. Voi ce n-ați înțeles? Că asta e un slogan. Și integrarea europeană este un slogan. Și un deputat a mai zis din PAS că asta e slogan. Asta e doar un slogan. Deci apropo, ei nu sunt cei sinceri, imaculați, nu politruci și mecheri care inventează slogane, care trag sfori. Păi asta era, nu? Lupta claselor politice. Cei șmecheri, Plahotniuc, cu toți consilierii lui, cu, cum îi zice, cu guvernul din umbră, care acolo la GBC, în clădire și ei neagră, trag sfori și fac combinații. Păi noi vedem că e exact același lucru. Oameni care folosesc slogane, manipulează, adaugă referendumul ca să... Da, pentru referendum sunt mai mulți, pentru mai puțin. Băgăm referendumul ca să facem transfer de imagine. Pac acolo așa. Și sunt o tehnologie întreagă de propagandă și manipulare în masa populației Republicii Moldova. Obiectivul nu este să se reprezinte voința noastră, să ne asculte, să discute cu noi. Mi-a plăcut foarte mult, nu-mi amintesc ce ne-a spus aici. Domnul, dar unde am văzut noi ultima dată o dezbatere veritabilă? Iată să vină unul la unul cu cel mai mare opozant al ideii. Pentru că asta este cea mai funcțională și cea mai productivă cale de a convinge sau de a combate propaganda. Dezbaterea. Eu deși mergeam în sate să promovez unirea. Și mă dușem anume acolo unde e greu. Vă dați seama că n-am mers în Aluatul, nu erau uns cu mieri în Taraclia. Nu erau drapele unioniste fluturând de pe traseu Chișinău-Cahul sau pe Chișinău-Comrat. Nu.
Păi am mers exact acolo, nu e complicat. Pentru că logica mea era, dacă voi reuși aici, înseamnă că mai departe o să-mi fie și mai ușor. Era o provocare personală. Ia să vedem noi. Merge doamna Maia Sandu sau domnul Recean, fără SPPS, fără pas, dar poate niște polițiști obișnuiți stai pe acolo, care asigură ordine publică ca pentru noi toți. Să întâlnească față în față cu cei care nu sunt pentru ideea integrării europene, nu sunt pentru pas. Eu am avut astfel de dezbateri complicate, neplăcute, în care nu poți să îl apeși pe om cu forță. Dacă ridici mâna, te strângi. Nu. Îi spui, hai să ne liniștim, hai să vedem. Uite, hai, spui tu, pe urmă spun eu. Tu încerci să intri în pielea lui și sunteți în rol de egal. Ori acum eu văd un pericol foarte mare, domnul Gonța. Din cauza acestei guvernări, așa zis pro-europene, crește pe bune, nu așa zisul curent pro-rus, dar realul curent pro-rus în Republica Moldova. Pentru că noi, pro-europenii, ne dezamăgim de ce aici evident, deci scade potența noastră politică, iar potența lor crește ca pe drojdie. Noi v-am spus, noi doar v-am spus, ia uitați-vă ce scudem și ia uitați-vă cum se comportă ei. Ei spuneau despre noi, dar ei sunt gurtați-vă și fac. Eu de foarte multe ori am bătut alarma și am spus că Șor, că Dodon și toți ceilalți cresc ca pe drojdie, că aceste curente pro-rus. Doar că Dodon, am spus și repet, nu mai este pro-rus. Dodon nu mai are nimic în comun cu Moscova, Dodon este pro-pas la ora actuală și dacă dumnealui va candida, va candida doar pentru a face jocul mai sănă. Personal îl compătimesc, probabil este vorba de faptul că e șantajat de dosare. Îl compătimesc ideologic, el ca om care până acum a spus una, va trebui să spună alta. Asta se arăte penibil. Ca și această întâmplare, Dumitru Inside Ciorici scria la canalul lui Telegram că a fost cum pas i-a fraierit pe socialiști și au votat pentru demisia lui Armașul de la BNM. Că le-a venit, ei nu se așteptau, pasul nu se aștepta că socialiștii vor vota și repede au propus candidatura doamnei Anca Dragu. După care doamna Anca Dragu spune că s-au purtat discuții cu mine de vreo 2-3 luni de zile pentru ca să ocupă această funcție la Banca Națională a Moldovei. Fraților, despre ce vorbim? Asta e jurnalistul lor. Adică e omul care mereu vine cu insider-uri, cu abordări pozitive, cu laudațiu și așa mai departe. Lumea nu mai este ca înainte, da? Erau câteva televiziuni ale lui Filat, câteva ale lui Plahotniu, câteva ale lui Ghimpu, câteva ale lui Năstasă, câteva ale mai. Gata, acum e alb și negru. Nu mai există. Până atunci, vă spun sincer, pe mine luni mă chema la Jurnal TV și eu îl criticam pe Plahotniu cu oligarhie, miercuri, joi, mă chema la Publica și eu spuneam de ce nici ăștia care vin nu-s veritabili și în spate stau oligarhi și în spate sunt de fapt aceleași jucării și trepăduși. Eu am aceste emisiuni. Eu pot să le public din nou. Astăzi asta nu există, domnul Gonța. Dumneavoastră mă invitați deja câte oară? Cam la, odată la 5-6 luni, cam așa, 4-5-6 luni. Normal, așa cum vine rând, eu mult cam au fost aceia bănuiesc că curând o să ne revedem și cu dumneavoastră în platou. La Vocea Basarabiei, la care eram ca la mine acasă, n-am fost chemat... Eram ca la mine acasă pentru că Vocea Basarabiei are tentă unionistă, pro-românească. Asta e teza lor principală. N-am fost chemat în ultimii 3 ani de zile, nici măcar de mărțășor. Hai că nu-l băgăm ca să știm ce să spună politic, da? Măcar să-ți pui bifa că nu faci propagandă, cheamă-l de mărțășor, de Dragobete, de Ion Șădoină, de Mihai Eminescu, să nu-ți poată spune că nu l-ai chemat. Te-am chemat, n-am ținut voie să vorbești despre politic. Dar nu poți de ocazia mărțășorului să vorbești despre... Da, e câștiță, dacă de mai asamnă. Nu o să meargă. Uh-huh. Să fie ură, doamnă Bilescu. E mărțișorul totuși, nu se poate. Da, da. Nici măcar atâta inteligență nu au, domnul Gonță. La Jurnal TV, nici atâta. La TV8, nici atâta. La Moldova 1, nu. La TVR Moldova, a noastră, tot nu. Deci, ei au instaurat o dictatură feroce. Și eu vorbesc în cunoștință de cauză. Ei îi cheamă doar pe cei care le convine lor sau îi combină în platou așa încât vocea celui care nu trebuie să fie minoritate. Dar eu văd niște socialiști la alte emisiuni. Bun, eu nu am... Am spus, socialiștii sunt culcați sub pas. Deja ei votează cei ce are nevoie pasul. În caz contrar, vor fi linșați. Așa, revenind la ruși. De asta sunt foarte cuminciori. Acum se va amplifica, se vor amplifica atacurile între ei pentru a simula că e luptă cu rușii. Dacă Dodon și Maia Sandu intră în turul 2, putem să-l felicităm pe Igor Dodon că a făcut-o pe Maia Sandu președinte de două ori. Vă temeți pentru siguranța proprie și a propriei familii după spusele doamnei Maia Sandu că la primăvară Rusia își va relua acțiunile de încercare de destabilizare a situației din Moldova? Este o declarație politică cu scopul de a valorifica cât mai multe voturi. Știți, oamenii care se tem, oamenii care sunt în frică, ei nu judecă rațional. Atunci când cobori omul la instincte primare, deci noi avem instincte primare, piramida lui Maslow, necesitățile, pe care vin necesitățile intelectuale, realizare și așa mai departe. Iată, în momentul în care pe noi ne cobori la instinctele primare, noi nu mai gândim cu capul. Noi ne gândim panicați, speriați, în sens de supraviețuire. Și atunci noi toți ne consolidăm în jurul liderilor. Eu nu știu cine mai spus aici, parcă vorbea exact cu gândul din capul meu. Tocmai cădea ratingul lui Zelenski când a început războiul. Și hop, acum este lider național. Eu știu cum va sfârși Zelenski.
Pentru că eroii se nasc în glorie și sfârșesc în mizerie. Este așa un citat de foarte mult timp. El acum este erou național, dar va sfârși fiind blamat, aruncat cu pietre și spunând că din cauza lui a fost războiul, trebuia să caute soluții și să salveze viețile umane și așa mai departe. Acum asta este o poziție nepopulară deloc. Dar o să vedeți că numai așa și o să suntem. Da, riscant că ați pus-o în public. Eu spun ce aici este adevărat. Nu spun că eu așa vreau să fii sau că eu cred că așa este bine să fii. Eu spun ce aici se va întâmpla pentru că istoria și practica demonstrează asta. Nicolae Iorga spunea, cine nu-și cunoaște istoria riscă să o repete. Păi eu acum spun și o să se întâmple ca să nu repetăm. Dar oamenii zic, omul rușilor, Zelenski e rău, da, uite, el stă acolo și apără țara, dar tot... Bine, așa, revenind, riscul și pericolul este absolut real. Această amenințare există din prima zi. Din prima zi în care Maia Sandu nu spunea că suntem în pericol, dar spunea că noi vom încerca cumva să evităm. Am mai spus asta. Garantul independenței țării, existenței țării, garantul, garanția. Ne spunea speranțe, vise, umede, nu știu, rugăciuni la icoane. Trebuie să te rogi la icoane. Dar tu ești șeful țării, trebuie să mai întreprinzi și niște acțiuni. Dumnezeu îți dă, dar în trai să te nu pune. Trebuie să depui tu efort și Dumnezeu să te ajute în ceea ce faci. Ori noi am pierdut timp în zadar, ne-am bătut pasul pe loc. Toți ne spun că e un moment istoric. Și ce am făcut noi în el? Negocieri? Asta e datorită Ucrainei, nu datorită nouă. Și despre acest lucru, apropo, mă bucur că am la ce să fac trimitere. Ne spune chiar domnul Nantoi. Domnul lui spune, citez, emisiunea de ieri de la Jurnal TV, de la TV8. Dacă nu ar fi rezistat Ucraina, nu mai exista Republica Moldova. Asta ne spune nou, un reprezentant al unei puteri absolute în Republica Moldova, guvernării PAS. Băi, dar voi pentru ce sunteți de acolo? Dați dără să dăm radii de la Kiev conducerea spre Republica Moldova și gata. Dacă rezistă ei, înseamnă că suntem și noi. Dacă ei nu rezistă, noi nu mai suntem. Păi, înseamnă că noi suntem ca un fel de vagonetă la trenulețul Ucrainei sau cum? Eu mă așteptam că pe lângă cei ce este evident că ei sunt un scut viu de rezistență și dacă rușii înaintează, eu vă garantez. Eu știu că acum devine tot mai nepopular să susții Ucraina, dar credeți-mă că dacă ei treceau de Odessa, niciun fel de chestie de un diplomatic nu avea să-i oprească să meargă înainte. Unii spuneau, da, nu cred. Dar de ce? Da, nu cred. E că nu cred, ăsta pe mine nu prea mă încurajează. Am aici casă, masă, am copii, am familie. În afară de nu cred, am nevoie de niște chestiuni foarte pragmatice. De ce nu? Cine o să le dea peste mâini? Cine o să-i oprească? NATO? Nu o să fac chestia asta. Au căzut rachete prin Polonia și prin România. Și ce au spus ei? N-a fost intenția de atac. Adică haideți să recunoaștem că și rușii sunt atenți, și NATO sunt atenți. Că înțeleg că dacă începe apoi dacă sunt față unul cu altul, ei, Doamne ferește. Deci, da, au căzut rachete pe teritoriul NATO. În Polonia au murit câțiva oameni și în România la fel, doar că s-au mai ascuns chestia asta. Știți despre lucrurile respectiv, s-au vorbit în presă. Da. Dar au spus că n-a fost o intenție de atac, respectiv nu este cazul să aplicăm articolul defensiv. De altă parte, cu ajutorul tehnicii și inclusiv a unor persoane, combatanți militari din statele NATO, care luptă pe frontul din Ucraina, acest batalion internațional, se omoară soldați ucraineni, se omoară soldați ruși. Și cu aceste rachete se bombardează mai nou și unele orașe rusești. Ce spuneau rușii? Cei care vor trimite tehnică militară, noi să-i bombardăm chiar în depozit. Au făcut-o? Adică, vedeți că ei... Iată, asta spuneam la început de război. Trebuie să înțelegem foarte clar. Putin chiar e nebun sau o face pe nebunul? Pentru că el poate foarte ușor și abil să speculeze frica noastră față de el. Pentru că dacă noi credem că el e nebun, noi să ne speriem. Dar dacă noi știm că el o face pe nebunul, noi o să știm cum să dejucăm toate aceste chestiuni. Ori astăzi eu mă convinc că el face pe nebun. Ultimele lui declarații de astăzi în care el spune că proștilor, voi de mult ați fi putut încheia acest război, dar voi vă coordonează cei din spate. Practic îmi lasă mie să înțeleg că finalizarea războiului va fi o leacă mai în favoarea Rusiei decât ar fi fost inițial. E bineînțeles că rușii și-ar fi dorit să ocupe total Ucraina. Asta ar fi fost maximala lor victorie, să-și reconfirme că ei sunt a doua putere militară în lume și să continuăm discuțiile noastre la beței în beșeri, moldoveni cu moldoveni, care e mai tare, americanul sau rusul? Și fiecare spun, nu, dar tu știi și tehnicul american. Nu, că am slujit la Soyuz, la armată și acolo știi și rachete, că ești nebuni. Această disputa noastră acum se rezolvă, practic. Noi vedem foarte exact care e mai tare. Dar problema de bază este că se va face o linie de demarcație, va fi război în continuare. Asta nu o să fie pace, asta o să fie un fel de armistițiu temporar. Această problemă va continua să persiste lângă noi. Și noi dacă pur și simplu intrăm și devenim membri ai Uniunii Europene, asta pe noi cu nimic nu ne ajută. Uniunile se fac și se desfac. Țările, națiunile sunt cele care rezistă. Iată, noi ca moldoveni am fost și suzerani la otomani. Am fost și monedă de schimb în războiul ruso-turc. Noi prin multe etape am trecut, dar noi suntem aici. Noi ca națiuni suntem aici. Noi ca stat.
ca nații. Suntem aici? Da. Unde sunt toate uniunile, toate imperiile? Nu sunt. Asta e ideea centrală de ce eu insist atât de mult pe ideea de unire. Pentru că națiunea, poporul, țara nu dispare pur și simplu. Ea dăinuiește prin secole. Uniunile fac și se desfac. Uniunea Europeană este doar un tratat de colaborare economică, socială și politică. Foarte bine, mergem într-acolo, nu suntem împotriva. Dar unirea este mult mai mult de atât. Unirea este, cum să zic eu, legături de sânge. Până ne unim, haideți să luăm câteva clipe de publicitate, vă rog, după care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Bilesc, în primele două părți a emisiunii noastre, dumneavoastră așa, miculeț, s-a cam atins-o pe doamna președinte. Dar iată, frații cu care a dorit să ne unim, o apreciază. Doamna Maia Sandu a luat un premiu Timișoara pentru valori europene. Și pe eu nu știu pe cine scrie, pe dumneavoastră sau pe cei din Timișoara. Am să încerc să fiu cât mai atent în exprimare aici. M-au întrebat mult despre Anca Dragu și n-am vorbit deloc. M-au întrebat foarte mult despre această situație și n-am vorbit deloc. Deși e un subiect tentant și cui nu-i leniu a făcut clipuri video și postări pe acest subiect. Hai să spunem așa. Nu tot ce vine din România este românesc. Așa cum nu tot ce vine din Europa este european. Dacă mi-este mai ușor să fac comparația cu ceea ce este european, mai simplu să vorbesc. Pentru că banii care provin din vânzarea gazului rusesc prin Nord Stream 2, care proveneau până nu de mult, foarte mulți dintre ei se întorceau înapoi în Uniunea Europeană pentru a cumpăra politicieni, pentru a dirija anumite procese politice. Exact în această cheie puteți să înțelegeți că nu tot ce vedem, nu tot ce vine cu pașaport românesc la Chișinău, nu tot ce vine din România este al României și românesc, al națiunii române. Problemele noastre, de multe ori, sunt și problemele României, doar că noi suntem o leacă în reluare. La noi se întâmplă cu anumită întârziere, ping, delay, așa, cu vreo 4, 8, 10 ani mai în urmă. Deci noi mergem în urma României exact pe aceleași urme. Noi pățim exact aceleași probleme. Doar că la noi e o lecție că e mai grav. Deci dacă în timpul domnului Băsescu a apărut să DNA, o justiție, da, să arestau mogulii și toți hoții și bandiții, pe bune ajungeau, pardon, să ajungă judecați. În cazul nostru, noi vedem că nu au nicio finalitate. Iată, ieri s-a întors Blonski și a fost eliberat pentru 12.000 de lei. Omul era în căutare 2 ani zile în Interpol. Și noi l-am eliberat pentru 12.000 de lei. Și pasul nu spune că asta e. Când era Plahotniuc, tăi ce se întâmpla. Asta e Plahotniuc, tot absolut. Chiar și dacă nu mătura ghinii următorul drum, tăi Plahotniuc. Poate Plahotniuc nici nu știe ce a făcut. Când era Voronin, tot ce făcea Voronin. Tot ce se întâmplă pe timpul ăsta era Voronin. Iată acum tot ce se întâmplă, oricine e pe fața pământului, eu, dumneavoastră, psica din fața blocului, numai nu Maia Sandu. Pe timpul lui Plahotniuc, dacă veneau niște investitori serioși mari, ei știu că democrație e democrație, dar în statele ex-sovietice trebuie să te vezi cu liderul, nu cine. Liderul partidului de guvernământ, să zicem așa. Uh-huh. Liderul informal. Da, noi știm că este parlament, guvern, instituții, dar noi vrem să vedem, să avem o garanție, noi tot vrem să băgăm câteva milioane de euro și nu. Mâine poți schimbi contextul politic, nu riscăm cu bani. Ei mereu au cerut careva vizite și întrevederi personale. Iată, când era Plahotniuc, știi foarte clar, te vezi cu Plahotniuc, întrebarea rezolvată. Când era Voronin, era foarte clar, te vezi cu Voronin, întrebarea rezolvată. Când era Filat, era foarte clar, te vezi cu Filat, întrebarea rezolvată. Astăzi, nu-i clar cu cine trebuie să te vezi ca să rezolvă întrebarea. Nu cu Maia Sandu? Nu cu Maia Sandu. Mai degrabă cu Spânul. Wow. Spânul este mai cu degetul pe puls. Spânul este mai pregnant, să spunem așa, mai înfipt decât Maia la capitolul decizional și inclusiv domnul Alaiba, care este foarte slab. Eu de multe ori mă întreb, dacă asemenea persoane au ajuns să conducă ministerii, Doamne, unde noi am ajuns? Asta e grav de tot. Tot respectul meu, să fii sănătos, Doamne ferește, dar noi avem în Moldova oameni cu atâta expertiză. Doamne ferește, eu n-aș fi mai bun ca dânsul, ca ministrul economiei, nici nu aspir această funcție, nici nu vreau să spun acest lucru, dar noi mergem pe o scară de degradare în jos. Revenind la Timișoara, puteam să fug de subiect, dar n-aveți să fii frumos față de dumneavoastră. Din punct de vedere pur tehnic și legal, este greșit ca aceste cadouri să se facă. Eu vreau să dau o paranteză. A, vă referiți la 30.000 de euro? 30.000 de euro, da. Imaginați-vă că Dodon merge la Moscova, în, nu știu, în Sankt Petersburg, și acolo primea 30.000 de euro premiu. Ce aveți să spunem noi, pro-europenii? Strașnic.
s-a vândut animala, trădătorul, Iuda și așa mai departe. Citat încheiat, stimă și respect pentru toată lumea, asta a fost un citat. Dacă e Maia Sandu, bravo! Românca noastră, icoana vieții, europeanca noastră, fraților, dar nu se poate așa. Eu înțeleg că mie îmi convine pentru moment, ar trebui să bat din palmă de checa, vedeți? Așa România e cu noi. Dar eu cred că asta nu este corect, pentru că ei vor spune foarte clar, uitați-vă, vedeți cât de fățarnici sunt ei. Fățărnicia nu făcea parte din valorile europene când eu eram la școală și când mie mi se povestea că asta este ideea vieții noastre. Cinismul nu era acolo. Eu știam că Uniunea Europeană și europenii sunt cei care respectă pluripartidismul, dezbaterea, respectă legea, este în capul mesii. Ei sunt cei care educă populația în spiritul valorilor democratice. Ceea ce văd eu în pas este exact opusul. Pluripartidism, nici vorbă. Ori ești cu noi, ori ești împotriva noastră. Dar dacă ești împotriva noastră, te scoatem în afara legii. Dar dacă instanța spune că asta e ilegal, s-a făcut teapleap, spunem că instanța e coruptă, judecătoare e corupți, și până la sânge, citată încheiată, o să facem reformă. Și memorizați numele lor, de grabă o să apară liste publice și o să spânzurăm oameni în centru Chișinăului. Practic o să avem liste de rastreliate. E foarte gravă această chestiune. Mergând mai departe. Justiția. Cine s-a așumat această situație? Eu mă uitam recent la doamna Mariana Rața la TV8, a fost domnul Iachimovski, care este procurorul, procuratura anticorupție, șef, director, șef, adjunct, interimar. Deci nu destul că e adjunct, dar încă și interimar încă omul. Dar dați omului o funcție normală ca să aibă siguranța zilei de mâine. Știți, mie nu mi-e speră nici frică măcar, nu că respect. Când văd un interimar, tu azi ești, mâine nu ești, să mă tem tine. Mâine schimbă guvernare, facem flișchi și tu nu mai ești în funcție. Deci noi avem de face cu oameni care trebuie să ducă și însăși prin impozanța și prezența lor să facă pe ei de frică hoții și bandiții. Pentru că eu mă gândesc, oare cum la ce se gândesc hoții și bandiții când văd Veronica Dragălin? Vă spun eu la ce se gândesc. Iată, au văzut-o ieri astăzi la o conferință de presă. Da. Și Veronica Dragălin a anunțat Procuratura Anticorupție cu autoritățile franceze și cele din Elveția au pus sechestru pe o vilă de-a lui Plahotniuc din Elveția, pe o vilă de-a lui Plahotniuc din Franța și un apartament din Franța. Au găsit 22.000 de euro în una din aceste trei case și 3.000 de franci. Mi-amintesc că în perioada guvernării lui Plahotniuc s-a pus sechestru pe 472 de milioane de lei de la Filat. Mm-hmm. S-au încasat doar 2 milioane de lei de la Filat. 470 de milioane, nu sunt. Pe când pun întrebarea, oare cât din acești bani vor fi încasați? Vinovăția lui Plahotniuc nu este demonstrată. El este deocamdată doar bănuit. Condamnat încă nu este. Eu nu zic că el e nevinovat, repet, pentru cei care au nevoie de explicații speciale. Deși eu cred că la dumneavoastră le-am ținut oameni deștepți care știu să citească printre rânduri. Vinovăția unei persoane se demonstrează în instanța de judecată, în cadrul unui proces echitabil în care se garantează toate drepturile și libertățile, în special dreptul la apărare. S-a întâmplat ceva din ceea ce am enumerat mai sus? Nu. Păi și atunci? Putem spune sechestre tot ce vreți. La noi moldovenii confund din cauza agramației juridice, din cauza necunoașterii legii, de asta este vina guvernării în primul rând, pentru că guvernările responsabile sunt cele care educ poporul. Liderii dau tonul, nu se lasă conduși de plebe. Poporul mereu trebuie să fie mai prost decât liderii. Liderul trebuie să fie floarea, niezul, ca cel mai bun om din Republica Moldova, noi îl înaintăm să ne conducă, deși el e mai bun decât noi. Că el știe mai bine. Iată această inteligență, deși putea părea primitivă, ea la sate s-a păstrat. Iată și lecții convite astea, dacă și noi îl știe mai bine. Deci ne-am putea să le spunem, aia de la sate. Nu. Ei au o inteligență născută, știți, poate nu sunt tare cărturari, dar au înțelepci. Exact, că n-ați găsit cuvântul. Înțelepciunea asta. Poate el nu merge la școală, dar el are o înțelepciune. Ia să-l ascultăm și spune cum ăsta vorbește deștept. Dar la noi e invers. Dar la noi e exact invers. Deci, la noi liderii sunt mai proști decât poporul. Asta e foarte rău. Deci, poporul trebuie să uite la televizor, zic că sunt mândru de ăsta. Ai văzut cum a vorbit? E că așa trebuie să spun. E că asta ne conduce pe noi. Și eu mă mândresc că ne conduce pe noi. El e deștept. Dar noi sunt templul invers și poporul nu știe că arestul preventiv nu înseamnă condamnare. Eu pus cătușile. La pușcării și Maria Olar și Andone și Dudcovici și cine nu este acolo. Toți. Să le facem aleacă de publicitate. Oamenii ăștia muncesc. Câștigă din greu de bucățică de pâine. Nu noi, dar dumneavoastră. Domnul Gonță. Eu dau cezarul ce al cezarului. Domnul Bilescu, dumneavoastră vorbează de faptul că suntem agramați politic, inclusiv din cauza liderilor. Juridic, da, pardon. În primul rând din cauza liderilor.
Dar fraza dumneavoastră de mai sus și ieșirea la, la presă, pe Facebook care ați avut-o ieri, că iată a fost eliberat ăsta care a fost... Blonski. Despre care se spune că ar fi fost complicile lui Andronache, iar judecătorul care l-a eliberat pe Blonski, Bălan, pare mi se, la fel l-a eliberat și pe Andronache. Așa, și că figurant în... Da, da. El a fost eliberat, el n-a fost condamnat. El a fost eliberat. El este cercetat în continuare. Dumneavoastră, alături de Veronica Drăgălin, ambii v-ați supărat. Vai. De ce omul stea în pușcării? M-ați prins, domnule. Omul a revenit după 2 ani. Eu bat pasul fix cu arma lor. Ei trebuie să... Iată, eu, spre exemplu, n-am spus că eu sunt împotriva cumătrismului. Eu, în primul rând, mă bazez pe cei pe care îi cunosc. În primul rând, sunt rudele, prietenii și cumătri. Eu, dacă ar fi mâine să numesc în funcție 20 de ani, eu îmi pun, în primul rând, rudele apropiate. Dar și competent să fie, nu niște prostalani. Pentru că eu la 3 noaptea s-a zis, zic, băi, și cu problema ce e? De ce nu e rezolvat? De ce nu este curățată drumul și ăla, spre exemplu? A, dacă este un angajat, cum acolo spune ei? Concurs, imparțial, tralala, și vedem că e fix invers. Eu le spun, domnule Bilețchi, domnul director, începând cu 17 și 15 minute, ziua mea de muncă s-a încheiat. Vreți să mă contactați cu alte întrebări? Vă rog frumos să îmi plătiți ore suplimentare. Ei au spus că suntem împotriva corupției, că noi trebuie să-i aducem acasă, să-i condamnăm. Eu îi bat pe dânșii fix cu ce ei și-au bătut ei. Asta este adevărul și realitatea. Eu consider că eliberarea lui Blonski este o chestiune normală. De ce e de instanța de judecat? Într-un stat normal, asta este normal. Există așa procedură de eliberare sub cauțiune? Că ei au fost pus în aplicare. A, că e posibil să fi luat ceva judecătorul? Da, e posibil, nu exclud. În același timp, nu exclud că el e cinstit. Mai nu știu, mai speculații politice. Pe asta trebuie să facă politicienii, să speculeze. Dar e ca faptul că pasul s-a folosit de această chestiune. Adică știți cum reiesă, domnul Gonța? Când lor le trebuie, apoi trebuie să fie cum le trebuie lor. Dar acum când nu le trebuie, zic, da, păi, ia ca judecător îți devină. Dacă el vine acasă, noi am făcut, justiția funcționează. Dar dacă e de drumul, asta procurorii sunt corupți, judecătorii sunt corupți, nu noi. Stați puțin, fraților, dar cine nu dă sediu la procuratura anticorupție? S-a plâns domnul Achimovski. Se caută. Dar cine nu au contabil? Cine conduce Republica Moldova? Pasă Maia Sandu. Cine face reforma justiției? Pasă Maia Sandu. Procuratorul rămâne fără contabil, fără salariu, fără sediu. Cine a făcut asta? Pasă Maia Sandu. Nu Pasă Maia Sandu. Altcineva. Nu știm cine. Altcineva. Păi dacă credeți că vreodată politicienii, de acum, haideți să dăm la o parte, eu, Maia Sandu, pas nu contează. Credeți că vreodată politicienii de rang înalt au vreun interes ca cineva să-i pândească, să-i verifice în pantaloni, să-i verifice în conturile bancare ce au ei în buzunare, mai ales în an electoral, pentru că noi acum suntem în an electoral. Gata, noi deja suntem în febră electorală. Tot ce se întâmplă are context politic. Absolut orice declarație, orice fotografie, orice comentariu, orice ce eveniment, oricare. Inclusiv ce am văzut noi astăzi cu Drăgălin. Unde a dispărut ei pe jumate de an? Unde erau emisiunile ei? Unde erau alergările de la Wine Night sau cum era? Wine Run? Bem vin și bem. Pardon, bem vin și alergăm. Unde erau fotografiile și sesiunile foto de la gara feroviară? Declarațiile spumoase despre picnicurile în care unul a adus brânză, altul a adus nu știu ce. Unde? Ce s-a întâmplat? Că Jurnal TV a atacat-o și mama Elenei Drăgălina a sărit în apărare. Este o reacție firească ca mamă. Da. Dar asta cumva... stați puțin, dar ce, doamna Drăgălin nu poate să-și poarte singură de grijă? Dom'le, dacă procurorul general anticorupției este atacat și vine mămica să iei apărare, despre ce noi vorbim când asta să fie vorba de hoți, bandiți, ștălhari, despre oameni care au milioane, care au furat miliarde din Republica Moldova, să vină mămica? Nu vă supărați, doamna Drăgălin, tot respect, eu înțeleg că o reacție firească a mamei, dar politic ați făcut o greșeală enormă, și nu doar politic, dar în general, ca logic. Și în același timp, ocupați o funcție publică. E normal ca presa să vă beștelească. Când a fost harunjă, nu îi făceau ochi verzi, nevoie, camelion, trol și mai departe. Asta e viața politică. Doamna Rață la fel a avut o ieșire halucinantă, domnule Gonță, nu știu dacă ați văzut-o. Nu critic personal, doamne ferește, nu fac atac la persoană. În felicitarea dumneiei de anul nou, dumneiei mi-a dus la cunoștință că e decedat mama. Condoleanțe sincere, nu mă bucur de decesul nimănui. O durere pentru cineva nu poate să fie bucurie pentru mine. Este absolut creștinește și normal să fim cu compasiune. Chiar dacă poate suntem certați și avem diferite viziuni. Ne spune că a fost un an greu și se bucură că a trecut. Ok. Adaugă dumneavoastră ei, că mama ei nu a murit de ce că era o boală, dar pentru că au criticat-o pe Mariana Rață și mama ei a suferit foarte mult și din cauza asta s-a îmbolnăvit și a murit. Și virgulă, și anul care vine, dumneavoastră o să aibă grijă ca cei care au supărat-o pe Mariana Rață să pățească exact același lucru, să plângă ei și mamele lor. Doamne ferește! Asta e pur și simplu Doamne ferește!
Serios așa a scris? Pe bune, pe crucea mea, fac semnul crucii, nu vă mint o iotă. Deci, anul care vine, voi avea grijă să plângă ei și mamele lor. Îmi pare domnul foarte Gonța. Rău pentru mămica sa, dar mai departe... Domnul Gonța, eu n-am spus asta până acum, dar am să spun. Mama mea este bolnavă de cancer. Se tratează. Totul va fi în regulă. Suntem optimiști. Dar eu n-am folosit asta niciodată ca subiect politic sau ca să zic, iată, din cauza că televiziunea X, Y și Z a spus că eu sunt omul lui Plahotniuc, Platon, Dodon, Șorș, nu știu cum acolo, mama mea s-a îmbolnăvit de cancer, de asta eu am să mă ocup de voi. Asta e nebunie totală. Eu aveam 26 de ani când mie mi-i puneau pe toți ăștia în cârcă. Pe toți, absolut. Și eu n-am făcut așa ceva. Doamna Mariana Rață deja e coșcojem de femeie mare, cu experiență, jurnalistă, care a intervievat foarte mulți politicieni cu mai multă experiență decât un copil cu mușa nasă în politică, să spunem așa, da? Cam așa o spune lumea de pe stradă. Eu nu mă așteptam niciodată că putem ajunge în acest hal. Emoțiile poate sunt de vină. Eu cred că aici nu e vorba de emoții, eu cred că este vorba despre un calcul politic, este an electoral. Dacă într-adevăr Dumnezeu avea să aibă emoții, avea să răzbune pe noi, pe toți cei care am criticat-o în 2023, atunci când ne-a decedat mama. Asta avea să fie o reacție. Deci emoțiile înseamnă impulsivitate. Pe loc. Se întâmplă și pe loc reacționează. Fără să-ți dai seama, inclusiv pentru asta poți fi liberat de răspundere penală. Pentru stare de afect. Atunci când faci o infracțiune în stare de afect. Acum noi vedem că asta e o chestiune absolut pragmatică. Deci a așteptat anul să treacă. De ce anume în 2024? Pentru că e an electoral, pentru că vor trebui să fie criticați cei care critică TV8-ul, dar noi nu criticăm TV8-ul când nu ne place Mariana Rață. Fii sănătoasă, poftim, n-avem nimic cum trebuie. Noi criticăm televiziunile atunci când ele fac propagandă politică, atât de tot. Atunci când noi vedem că vin unii și sunt întrebați de ce au fost cu Plahotniuc, de ce n-au fost și ei trebuie să justifice o oră întreagă de ce n-au fost și cine se scuză, se acuză. Și de altă parte, când vin ai lor, o să întrebi ce reformă faceți următoarea. Domn Bilischi, a fost și mai tare în țara asta. A fost. Să fim serioși. A fost și mai interesant. Dacă sincer... au fost și mai tari. Cum? Și mai tari au fost. A, credem că a fost și mai tari. Nu, au fost și mai tari la guvernare în țara asta. Și au trecut și ei. Eu sper foarte mult că noi o să putem să ne debarasăm de actuala guvernare. Nu, eu asta nu spun, eu asta nu zic. Eu mi-asum personal această declarație, dar sper în același timp că vom putea păstra parcursul pro-vest spre România, spre integrarea europeană. Eu am o întrebare, poate o să vă pară așa cam prostească, dar nu vă supărați. A apărut un video pe canalul de Telegram, unde la aterizarea pe aeroportul nostru... Președintele Comisiei Politică Externă din cadrul Parlamentului țării noastre, doamna Doina, sau Dorina Doina Germă, uh-huh, este luată de la trapa avionului cu o Škoda fierb neagră, guvernamentală. Și dusă unde avea doamna de gând să duc. De ce credeți dumneavoastră că așa s-au mai indignat oamenii pe Facebook și pe Telegram? Nu e normal ca președintele Comisiei pentru Politică Externă să fie luată frumos și bine chiar de la trapa avionului? Când ați început să mă întrebați, mă gândeam că mă întrebați de vizita doamnei Maia Sandu peste hotare în Turcia, pare mi se. Nu s-a confirmat, eu nu știu. Știu acel video, ci că era, ci că nu era. Nimeni n-a întrebat-o, nimeni n-a oferit un răspuns. Asta e problema, că nimeni n-a întrebat. Că nimeni din presă nu o întreabă. Noi, în general, nu mai avem jurnaliști care spun întrebări incomode. Presa, în loc să fie, cum spuneau, câinele de pază al democrației, a devenit codruț 2. Cu părere de rău. Mie mi se pare o chestiune minoră, dar deranjantă din punct de vedere moral. Zajrales. Deja ei nu mai pot să meargă cu autobuzul respectiv cu toată lumea să stea în rând sau să treacă pe la CD, pe la corp diplomatic cu pașaportul lor diplomatic sau cu pașaportul lor de serviciu. Trebuie să vină Škoda domnului acolo să vadă clar plebe-i plebe, conducere-i conducere. Asta e o chestiune jignitoare și asta le aduce mai multe pagube. Cu cât mai multe gafe de genul ăsta îi fac, cu cât mai multe îi bată în ceban, cu cât mai multe îi filmează zăpada nerănită și public faptul că se împrăște din căldări și alte chestiuni de genul ăsta, ceban și opoziția crește. Deci ei trebuie să livreze rezultate. Dar dacă noi o să auzim în continuare că analizele, vremurile bune astea atunci când analizele sunt bune, înseamnă că o să obțină un vot așa cum sunt și analizele. Un om apropiat mie m-a dat să vă întreb pe dumneavoastră, dar anume pe dumneavoastră, ce credeți despre faptul că vicepremierul țării noastre pentru reintegrare, domnul Oleg Celebrean, vorbește limba rusă atunci când se întâlnește cu așa zisul ministru de externe de la Tiraspol, cu care discute despre soluționarea problemei transnistrene.
Ignatiev sau Ignatenko, nu mai știu. Ignatiev este acum dată în căutare pe teritoriul Ucrainei și este o întrebare foarte bună ce se va întâmpla în momentul în care Ignatiev va călca pe teritoriul pe care Republica Moldova îl controlează constituțional, îl vom reține sau nu. E o întrebare de foarte mult timp, pentru că noi pe ei îi protejăm cu escorta poliției, îi primim pe la aeroport, pe la VIP, Very Important Persons. Deși Paz, amintesc că se lăuda foarte mult cu faptul că au adoptat legea privind combaterea separatismului. Vă amintiți această lege? Care n-a fost aplicată niciodată. Și ca în oglindă și separatiști din Tiraspol au făcut același lucru. Eu aș vrea să deschid puțin parantezele din spate și să vă spun că domnul Gușan, care este liderul informal, oligarhul, dacă doriți, al regiunii separatiste, se află în Germania. Deci pe teritoriul Uniunii Europene. Dezoligarhizarea Republicii Moldova cumva s-a întâmplat doar parțial. Adică noi cumva am scăpat doar de oligarhii de pe malul drept al râului Nistru. Oligarhii din Transnistria au rămas bine mersi. Și noi credeți că pentru ei este problemă de acolo să cumpere aici? Nu? Holdingul Șerif face bani din ce în ce mai buni. Noi procurăm energie electrică de acolo. Domnul Nantoi ne spune foarte clar că lumina arde. Banii picură în contul separatiștilor din Transnistria. Domnul Radu Marian, la Jurnal TV, ne spune în felul următor. Noi nu putem să facem blocadă, să lăsăm acei cetățeni fără bani. Deci, practic, noi, cu alte cuvinte, spunem foarte clar, și domnul Spână a confirmat acest lucru la emisiune televizată, că inclusiv banii din energie electrică merg pentru acele organe de drept, organe care există în Transnistria, că au nevoie cetățenii noștri totuși să existe acolo niște organe de... Am vrut să spun drept, ce era cât și să fac o gafă. Organele lor, așa zis, da, statale. Mereu adaug așa zis și separatiste. Este o chestiune principală pentru mine. Noi, ca stat, nu trebuie să recunoaștem aceste formațiuni. Dar dacă le recunoaștem, le recunoaștem. Ori nu le recunoaștem, ori le recunoaștem. Dar nu umblăm cu combinații de genul ăsta. Asta e o chestiune istorică, eu n-am să mă bag în ea. Istoric, nu e chiar așa cum este la ora actuală. Dar problema de bază este faptul că ei iarăși au speculat. La Moldova, acum când se fac preselecțiile pentru Eurovision și pentru fel de alte concursuri, se vorbește limba rusă. În campania electorală ce a fost cu această furie? Nu vorbiți limba rusă deloc. Pentru ce stârniți acești oameni? Pentru ce? Eu mereu am militat pentru limba română să fie vorbită pretutindeni peste tot și să fie vorbită corect. În special în instituțiile statului. Dar dacă omul etnic rus și îl vrea să vorbească în limba rusă, care e problema noastră în ce limbă vorbește el la televiziune? Cu ce asta afectează interesele statului? Stânge că nu-l privi. Pune traducătorul acolo mai jos. Fără nicio problemă. Asta e televiziune, asta e divertisment. Asta nu este organ a statului. Asta nu e procuratură, asta nu e parlament, asta nu e... Noi deja mergem pe niște chestii foarte... De grabă să intre și o zic, voi acolo la voi în casă și familie. În ce limbă vorbiți? În rus? Întotdeauna. Dacă eu vreau acasă vorbesc în chineză, eu vorbesc în chineză. În stat se vorbește limba statului. În organele statului. Asta e peste tot așa. Asta este absolut normal. Dar dacă omul vrea la televiziune să adreseze către o minoritate etnică, de ce Maia Sandu putea vorbi limba rusă? Să facă postări în limba rusă. Pentru dragul voturilor pentru ea. Dar acum, deamă, nu se poate. Pe găgăuși, în limba găgăuzească, e felicitat cu sărbătoarea găgăuzească, Hederlez. Gata, găgăuși răi. Câteva luni de zile, gata, de găgăuze e separatist, e enclavă și așa mai departe. Ori țineți o politică una și bună, ori îmblați de colo-colo ca șarpele ăsta veninos. Deci, eu pe ei îi bat exact cu inconsecvența lor. Pentru că până mai ieri, ei erau națiunea civică moldovenească, și cu rușii și cu europenii, tot fie bine, acum deja ei sunt mari antiruși, pro-europeni și mai că nu pro-români. Domnul Bilescu, cum v-a părut comunicatul de presă venit de la mai multe organizații non-guvernamentale, printre care Centrul pentru Jurnalism Independent, Promolex, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, care și-a exprimat îngrijorarea în raport cu legiferarea noului mecanism de suspendare a licențelor celor 12 posturi de televiziune care au rămas fără licență doar pe durata stării de urgență, starea de urgență s-a încheiat și acum au inventat ceva nou printr-un amendament venit de la nimeni altul decât de la domnul Radu Marian. Și iată că colegii noștri rămân în continuare fără licență. Dar iată ONG-urile respective și-au exprimat deci îngrijorarea. Și-s de bravo, așa-i? Au luat atitudine în sfârșit, au pus degetul pe rană. Eu cred că asta este pur și simplu o bifă în drept cu ei, că noi am spus, noi am condamnat. Deci ei nu condamnă cenzura. Ei condamnă că modalitatea prin care a fost interzisă nu e chiar așa cum ar trebui să fie. Hai, păi, poate, corectați și să-l închideți așa ca noi să nu mai trebuiască să fim îngrijorați.
Deci problema, ei nu manifestă dezacordul cu faptul că se instaurează cenzura, că se interzic posturi de televiziune, că se închide gura, se bagă călușul în gură. În afară de N4 și Gheorghe Gonța, nu, hai poate și rezumat cu Ileana Părgaru. Cine mai este astăzi la care poți vorbi liber? Domnul Gonța nu își exprimă punctul de vedere. Domnul Gonța mă lasă să vorbesc liber. Dacă eram la TV8 sau la Jurnal TV, deja mai eram, în primul rând nu eram, în al doilea rând, dacă eram, eram cu încă vreo 5 în platou, ca eu să fiu 1 la 5, așa, unde și moderatorul mai era, poate peste mine, și în același timp era să fiu întrerupt de vreo 10 ori. De ce noi suntem așa? Tot respectul meu pentru Jurnal TV și TV8. Fraților, dar haideți poate să mergem cumva normal, să câștigăm dueluri corecte, să ne batem pe idei. Eu cu Rață sau eu cu Mișin, să ne batem pe chestiuni punctuale, zic, domnul Mișin, ridic mâine sus, m-ați doborât, gata. M-ați dezarmat, am rămas fără argumente. Fără să sărim cuvântul peste omul respectiv, să-l întrerupem la jumătate de chestiuni, ca special cel de acasă. Noi cu dumneavoastră suntem aici pe altă lungime de undă, noi ne înțelegem din jumătate de cuvânt, noi anticipăm. Ei de acolo mai greu înțeleg, cei care ne urmăresc. Lor le vine mai complicat să înțeleagă ce se întâmplă aici. Pentru că dacă aici dumneavoastră mă întrerupeți și gândul meu se rupe la jumate, dumneavoastră m-ați înțeles, dar ei nu. Și ei aplică aceste chestiuni. De ce noi facem așa? Oare asta e democratic și europeniește? Oare așa noi mergem în Europa? Dar dacă ne uităm la Europa și mai ales la leagănul democrației Statele Unite ale Americii, noi acolo să vedem că televiziunile flagrant pe față și asumă pe cine susțin. Declară public, noi susținem acest candidat. Jurnaliștii, cum sunteți dumneavoastră sau alții, își asumă public că, iată, opinia mea, virgulă, Gheorghe Gonța, este pentru acesta. Și mai departe, continuă să aibă emisiuni fără nicio problemă. Și de acolo ne vin fonduri aici pentru presă imparțială și independentă. What? Eu uneori nu înțeleg ce se întâmplă. Eu uneori am impresia că fie ai noștri de aici trimit niște rapoarte mincinoase, fie cei de acolo vor să facă aici altceva decât ce este acolo. Deci, fraților, nu poate să fie așa ceva. Noi doar nu suntem născuți ieri. Nu v-a părut cam ciudată decizia Curții Constituționale de a nu-i valida mandatul candidatului Svetlana Popa de la Blocul Comuniștilor și Socialiștilor? Da, mi s-a părut mai mult decât dubios, pentru că în aceeași zi mandatul unui deputat PAS a fost validat. Motivul invocat în privința dumneiei este faptul că avea o interdicție de a ocupa funcții de consilier local. Avea un act de constatare a NIU-ului. De ANI am vorbit de foarte multe ori. Mulți deja mă întrebau, deși atât de insistent vorbești despre ANI, mă ating că ți-o dat ții niște bani acolo, mă ating că te-o ruga cineva, zacazuh, cum spune la noi. Nu, eu pur și simplu înțelegeam foarte clar, m-am prins la ideea, știi, când descoperi ceva, știți, când vă dați seama de ceva, îți vine să bați toate clopotele, să atragi toată atenția. Băi, uitați-l acolo, de acolo vine. Cam asta am încercat eu să fac, cât mai agitat posibil, pentru că la alegeri asta urma să se întâmple și noi am văzut care a fost rolul ANI-ului, anume cel de a scoate din listă oameni care aveau interdicții, de a aduce oameni pe lista PAS-ului. Iar astăzi toate organele de drept pe care le-am sesizat, procuratura de corupție, mi-a spus că nu s-a întâmplat nimic ilegal. Adică să intervii în lista celor care au interdicții. Să le dai voi. Am răspuns oficial în scris că nu s-a întâmplat nimic ilegal, totul este conform legii. Deci, X are interdicție, eu îl scot din listă, el candidează, cheltuim bani, acolo au loc alegeri din nou, unii chiar au câștigat ce mandate, totul este în regulă. Eu nu aveam voie să-l scot din listă. El avea interdicție. El nu trebuia să candideze. Eu l-am scos din listă de la sine putere. Eu nu am primit nici până la ora actuală răspunsul la întrebarea de ce a fost scos din listă. Repet, pe 20 septembrie avem o listă, pe 4 octombrie altă listă. 14 zile. Care a fost motivul schimbării listei? Le-a expirat interdicția? Nu. Avem o decizie instanță judecată care e absolvă de această pedeapsă? Nu. Care a fost motivul legal din care șeful ANI-ului, Lilian Chișca, a intervenit asupra listei? Nu avem răspuns. După care eu să ne spun că astea sunt instituții independente, acolo a fost concurs, Chișca nu-i de-a nostru, Procuratura Anticorupției nu-i de-a noastră, Drăgălie nu-i de-a noastră, toți nu-s de-a noștri. Dar voi votați PAS și mergem în Europa. Cu acest slogan încheiem emisiunea. Eu, apropo, ultimul clip video l-am încheiat cu melodia Vremuri bune, noi pornim. Vă amintiți? Niciun hoț în țara mea? Eu n-am așa posibilități tehnice, așa că încheiem emisiunea fără muzică. Eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Seară bună! Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a Patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândrim!